Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am găsit la un episod de Survival Games, de data asta tot pe Nexus MC. Și mă uitam la alea, oare pot să iau itemele din frame-uri? Ar fi interesant. Bine v-am găsit la un episod de Survival Games, tot pe Nexus, dar nu știu, cred că e puțin lag pe Nexus. Da, e în regulă, pot să joc, nu știu, îmi place. Începe să-mi placă serverul ăsta. No. Wow, chiar n-a luat nimeni aia? Ok, vreau să iau mărul ăsta, merge? Merge, olaie! Aaaa, vocea de femeie! Bă, uite o femeie! Pe asta trebuia să o omor, ca să sune ca și viul. Bun, hai să ne uităm. N-avem nimic pe aici. Știți cum e faza acum pe asta? Trebuie să găsim repede un chest. Și să ne facem rost de o armă. Dacă nu... O să ne alerge ăștia pe aici, o să ne se ia. Băi, frate, nici nimic, mă. Fac casele degeaba, mă, ăștia. Am și uitat, nu știu aici oare se spawnează random chesturile. N-am idee, da. Trebuie să găsim și noi ceva. Crafting table. Furnace chest. E, armură. Hai că mergem. Dar parcă mai bine o armă. Nu știu, arma e bază, n-ai armă, n-ai... Dai bă drumul de aici. Hai să ne mai uităm. De... Ce n-ai băia ăla? Nu știu. Bună, ia aici ce e? Ce ui și aici? Nimic în crafting table. Mă, ăștia ori știu rutele. Ah, și începem. Tipul are armă? Hei, fraiere, vino să mă bați. Bă, nu dam prietenul meu! Mersi. Mersi pentru iteme, fraiere. Ok. Vă zic eu cum stă treaba aici. Treaba e în felul următor. Să găsesc pe unul. Ăla să aibă armă. Ia uite pe aia acolo. Să aibă armă aia și pot să se ia de fraierul ăsta din spatele meu. Ia bă, hai mai vii. Stai. Stai că eu fac. Ia uite, avem pe băieții ăștia aici. Să bat, o să mă duc și iau arma lui unul. Nu, no, te rog. Stai de să mănânc. Asta e o bombă. Shit. Ah, oh, aleu, nu mai văd nimic. Ah, gata. Bun. Deci, vă zic eu, metoda nubului. Urmărește-i. Da? Bă, ăsta o să crede că am dat eu în el. Urmărește-i. Da, hai că n-a ieșit prea bine asta. Bă, trage cineva cu arcul după mine? Da, se pare că trage. Îi urmăresc frumos, fără am treabă. Ăla, o să-l omoare pe celălalt, mă duc și iau toate itemele. Credeți-mă că merge tehnica asta. Asta e tehnica noobului absolut. Că o să vedeți la mine, care eu sunt un noob absolut. Dă-i bă drumul de aici. Gata, să trăiți, domn capitan, am luat arma. Acum putem să ucidem și singuri. Ce avem aici? O chestie nefolositoare. Acum, ăsta de sigur, o să vrea să mă moare băiatul, dar habar n-are că n-are cum. N-are cum să-l face ecranul. Zbăzi mine. N-are cum să-l bată pe boss. Bun, acum că am aplicat tehnica nubului, suprem, o să ne găsim un player mai slab ca noi care o să-l spargem. Da, mă uitam că n-am cască. Și nici buți. Vedem pe cineva? No. Și chestiile astea chiar... nu merge. Bun, dacă nu merge să luăm nimic din chesturi, doamne, din frame-uri. Să ne mai plimbăm ea câți mai este. 36, 9. Nu știu dacă ăla cu albastru deschise donator sau... admin. Am avut impresia că era cineva lângă mine. Nu știu dacă ăla e donator sau admin, dar de obicei... Tot așa, donatorii sau adminii au
mutation pass-uri. Adică să fac porcușuri de aia și vin și ne aleargă. Să ne omoare. Așa că trebuie să avem grijă pe cine omorăm. Dacă omorăm vreun de ăla, trebuie să ne așteptăm să vină iar după noi. Să ne bată și el la rândul lui. Numai că o să ne scoată pe noi de tot din joc. Am impresia că porcușorii aia fac ceva sunete ciudate. A, uite pantofi. Și cască și mâncare. Fac pantofi. A, dar... Cască aveam. Mamă, ce m-am speriat de ăsta! Vai, mamă, mi-a stat inima în loc. Ai de capul meu. Ăsta are de-aia de fier. Adică, hello, trebuie să-ți bagi joc de mine. Și nu cred că o să găsim pe cineva prea curând. Așa că trebuie să vedem cum scăpăm pe ăsta. Hai să ne uităm puțin la el. Nu prea are armură, adică e cam slăbuț în armură, deci... Avem o mică șansă să-l omorâm. Dar cum să-l luăm? Asta e întrebarea. Cum să-l fraierim noi? Opa. Hai, vă pe cine? Bă, ajutor! Vino cu aceea. Aoleu, mamă, nu mai da mine. Și vine bossul. Ia uite-l pe boss. Păcat că n-am apucat să-l lovesc, da. Ah, am crezut că l-am omorât. Na, se pare că nu pot să-l omor. Vai, ce moftic și... N-am luat sabia de fier. N-am luat-o. Vai, mamă. Shit, și am luat armura și porcărea asta de flint and steel care nu merge folosită. La ce îmi dați flint and steel, frate, dacă nu pot să-l folosesc? Băi, cât moftic, mă! Ce ghinion! Am rămas tot cu porcăria asta. E în regulă. Puteam să iau sabia și ne scoteam ca lumea de tot. Și nu știu ce ne-a întâmplat că l-am ratat pe ăla și nu l-am omorât. Că puteam să-l omor ușor, nu cred că mai aveam multă viață. Lovitură 2 dădeam. Ce? E regulă, asta e. Putem să câștigăm, n-am pierdut. A, măcar avem... Bă, stai să-mi fac și o viață. Măcar avem o stat de lemn. Vine deadmatch-ul când o veni el în 10 secunde. Și câștigăm. Stați așa. Aoleu, și ăsta. Opa! Ha, băi, boșilor. De fapt, dacă stau să mă gândesc, ar trebui să... Hai, dă-i. Așa, ai văzut. Acum, lasă-mă să plec! Bă, ia uite-mă amândoi pe mine. Ala e. Bun, așa, hai. Uitați-vă și voi ce face un cobweb. Bă, parcă l-am pus la fix în el a intrat. Ce tare. Ok, am câștigat și pe ăsta. Sper că v-a plăcut, mulțumesc pentru atenția acordată și ne vedem data viitoare. Și apropo, scuze dacă nu mai vorbesc, dar sunt concentrat. Ca supa la plic.